În perioada 3-5 septembrie a avut loc o nouă ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului, eveniment organizat de Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin. La spectacol a fost prezent un număr mare de oameni, atât severineni cât și turiști aflați în zonă, dornici să ia parte la o mică lecție de istorie medievală. Taberele au fost instalate încă de vineri în cadrul cetății medievale. Participanții au avut parte de o serie de surprize: ateliere cu muzică medievală, demonstrații de luptă cu cavaleri, parade, spectacole și călătorii în lumea medievală. Au fost 3 zile de redeșteptare a lumii medievale, găzduită de cetatea medievală a Severinului. Festivalul medieval vine, iată, după un an de absență și aceste 3 zile au fost zile de bucurie pentru cei mici, pentru cei mari. Au fost lupte, ateliere, dansuri, muzică, spectacole. Au fost zile fascinante pentru noi toți, așteptam acest lucru și ne-l doream. Dincolo de acest festival medieval, care a fost de amploare și de o frumusețe aparte, ne-a ajutat și vremea. Toamna culturală pentru noi cei de la Palatul Culturii va fi la fel de intensă ca și în anii trecuți, cu excepția celui precedent. Vom avea spectacole de teatru, vom avea și aici în cetate ateliere și castelul de apă va avea, din punctul nostru de vedere, o atenție specială, deoarece... A fost minunat, că de obicei am fost foarte bine primiți. Deja sunt oameni care revin la festivalul ăsta, care ne-au mai văzut deja. Sunt curioși ce pregătim nou. Din fericire au avut multe de văzut și weekendul ăsta. A fost bine, a fost foarte bine. Ne-am simțit extraordinar. După o lungă perioadă de absență din cauza pandemiei de COVID-19, festivalul medieval a avut loc în acest an. Vremea a fost favorabilă pentru desfășurarea într-un mod prielnic a evenimentului. Seara de sâmbătă a fost încheiată cu un spectacol marca Amor Flammis, un spectacol pirotehnic despre trădare și curaj, cu acțiunea ce continuă narațiunea din spectacolul prezentat la cetatea Severinului la precedentul festival. Ce puteți spune despre acest spectacol și cum vi se pare publicul din Drobeta Turnu Severin? Bună seara! În primul rând salutăm publicul din Drobeta Turnu Severin, că este cel mai important. Călduros ca de fiecare dată, în primăvară a fost la înălțimea spectacolului, acum ne-a depășit. Este cel mai tare public din câte am văzut. Și să vă spun despre spectacolul, dacă vrei să spui ce se întâmplă și ce... Acest spectacol a fost continuarea spectacolului pe care l-am avut în primăvară, și anume legenda zmeului care răpește fete care sunt pregătite de măritat. În partea a doua a poveștii, finalul ia o întorsătură diferită, deoarece în majoritatea basmelor poveștile au final fericit. În povestea noastră ne-am gândit să ne punem întrebarea ce se poate întâmpla dacă cei doi nu trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Duminică a avut loc festivitatea de închidere a serbărilor, dar și decernarea premiului pentru cea mai bună ținută medievală.